Eu scris o leacă aici în rusă, eu o să vorbesc în română ca să fie clar pentru toți. El vorbește că niciodată nu s-a ținut de fotoliu procurorului general și asta a fost tot timpul o greutate pentru el. Adică, să zicem, psihologică stârâi această funcție. O dorit să fac ceva bun, dar în final s-o primit ceea ce s-o primit. El consideră că la momentul de față, procuratorul general în care are nevoie de el, el consideră că va pleca atunci când procuratura generală va deveni depolitizată și total nu va depinde de politic această instituție. Atunci el își va da demisia, dacă nu se va scurge termenul mandatului până atunci. Interesant. Adică, într-un cuvânt, el nu are de gând la etapa actuală să-și dea demisia. Una din următoarele întrebări fusese dacă el mai consideră în continuare, precum a spus-o în ziua când a fost reținut, că acest dosar al său, acest caz, ceea ce se întâmplă în jurul lui, este indicația Maia Sandu. Sau deja nu mai crede așa, precum a spus-o atunci? Eu o să vă citesc chiar precis cum a scris el. На этот вопрос я точно ответил недавно господин Ион Сторза, который сказал, что Майя Санду у нас и глава МВД, и МИДа, и, короче, всех государственных институтов. Ел спуник домна Майя Санду куноштя деспре рецинере луй импреуне аумес сведика аккурат întrebarea дата, a dat indicații în privința probilor. El spune că e prematur să dea careva probe, dar din cuvintele lui eu am înțeles că sunt probe și dețin probe de implicarea, nu știu încă cui, în organizarea arestării lui, dar aceste probe vor fi puse pe masă la momentul oportun. La momentul de față, spune că încă nu e momentul oportun de a pune tot pe masă.